Un inspector ANAF a fost prins în flagrant în timp ce își negocia șpaga. Alexandru Bogdan Cojocaru a fost surprins de către procurorii DNA Timișoara, care ulterior l-au și reținut. Cine ți-a zis ție că mi-a dat cineva bani? Ați fost dezinformați. Ați fost dezinformați. Păi informați-ne, spuneți-ne ceva bun. Vă informează organele. Mita primită inițial nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor inspectorului, astfel că acesta a început să-și negocieze șpaga. Încă din ianuarie, Cojocaru se afla într-un control la o firmă de pază și protecție din Arad. În timpul controlului, inspectorul a dat de înțeles că o cotizație din partea administratorului ar putea ușura amenda. Cojocaru a primit 2100 de lei printr-un intermediar, însă nemulțumit de sumă, acesta a sugerat administratorului să mai adauge. Inspectorul a fost dat în vileag spunând totul la DNA. Aflați în negociere aprinse la întâlnirea programată față-înfață, aceștia au fost surprinși de procurori. Inculpatul a fost dus la DNA Timișoara pentru audieri. Ulterior, acesta a ieșit în cătușe flancat de ofițeri. Întrebat dacă a primit șpaga, acesta a negat cu vehemență. Cojocaru urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru luare de mită. Domnule, întrebați organele, nu vreau să dau niciun fel de declarație. Vă rog să... Ia uite, era să mă împiedic în cauza voastră. Serios? Dar de ce nu au poliția? De ce te-a aruncat?